doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Infracțiunile și crimele comise de copii cresc în număr și în gravitate. Adolescenți de la 12 la 17 ani fură, atacă și bat, nimeresc după gratii și chiar săvârșesc aceleași fapte repetat. Crește delincvența juvenilă, o confirmă statistica. Cifra minorilor infractori se va ridica la 1000 până la sfârșitul anului. Oficial, din ianuarie până în septembrie au ajuns după gratii 830 de copii. Majoritatea dintre cele 500 de infracțiuni comise sunt furturi, jafuri și huliganism. Cel mai recent caz grav s-a întâmplat în capitală, unde un grup de băieți a bătut alți doi lângă catedrală. Printre noi cresc monștrii și este monstruos ce se întâmplă în societate. Cine sunt adolescenții criminali? Cum pot fi opriți ei? Ne spun invitații mei în studioul Publica Report. Doamna Angela Otean, colonel de justiție în rezervă. Bună ziua, bine ați venit! Și fostul primar de Capaclia, Alexei Busuioc. Bună ziua și bine ați venit și dumneavoastră! Bună ziua! Avem un reportaj la temă, îl urmărim pentru început și după aceea trecem la discuțiile în platou. În 9 luni, 829 de minori au comis în jur de 500 de infracțiuni, arată datele Inspectoratului General de Poliție. Cifrele sunt în ușoară creștere față de perioada similară a anului trecut. Potrivit IGP, cel mai des, micii delicvenți comit infracțiuni pentru a face rost rapid de bani. Băiatul de 16 ani, căruia îi vom proteja identitatea, a fost condamnat la 5 ani de pușcărie pentru o infracțiune cu tentă sexuală. Acestuia îi vine greu să vorbească despre calvarul prin care trece. De parte de părinți, de rude, ești singur așa, susținerii. După gratii, tânărul a absolvit gimnaziul, a învățat mai multe meserii și muncește ca fochist. Băiatul speră că va fi eliberat condiționat din penitenciar pentru comportamentul exemplar. Să-mi caut un loc de muncă, să învăț mai departe, să-mi termin studii. Atât el, cât și ceilalți 26 de deținuți minori din penitenciarul numărul 10 din Goian trec printr-un program de reeducare care include ședințe cu psihologul și asistentul social. Câte cursuri de pregătire profesională ai până la momentul actual? 8. Reabilitarea lor ca persoane de a percepe lumea înconjurătoare cumva altfel, de a face diferența dintre bine și rău, de a se reorienta ce vor să facă și cum au de făcut lucrul ăsta. Datele poliției arată că dintre cei 829 de minori care au comis infracțiuni de la începutul anului, 33 sunt recidiviști. Totodată, aproape 690 au vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Aproape 100 au ajuns infractori la 14 ani. Alți 30 au între 12 și 13 ani. De două ori mai puțin sunt infractorii care au sub 11 ani. Majoritatea sunt băieți și provin preponderent din mediul urban. Sunt minori care nu au o ocupație, adică nu sunt implicați în procesul de studii și nici nu activează, nu lucrează nicăieri. Ei vor bani ușori, însă să nu întreprindă nicio măsură, nici să învețe și nici evident să lucreze. Mai mult de jumătate dintre ilegalitățile comise de minori sunt furturile, circa 330 de cazuri. Pe locul 2 și 3 sunt jafurile și huliganismul, cu 25 respectiv 19 cazuri. La polul opus sunt tâlhăriile, vătămarea intenționată a integrității corporale și omorurile. Trecem acum la discuțiile în platou. Pe ambii vreau să vă întreb, ca un răspuns succint de început, cât de gravă vă pare situația, doamnă Otean? Este o situație destul de gravă, deoarece cifrele vorbesc de la sine. Minori antrenați în comiterea infracțiunilor, infracțiuni grave și deosebite grave, este pe adevărat un clopoțel pentru ca societatea să reacționeze. Doamnă Busuioc? Da, este grav. Este grav și mai ales când este vorba de tânăra generației care, de fapt, trebuie să ne schimbe cei pe noi, trebuie să ne schimbe în schimbul nostru. Este grav pentru că țara va nimeri în mâinile lor, vă dați seama. Despre asta și vorbim acum, pentru că lucrurile nu sunt chiar cele mai bune, dar este o explicație care încetșor, cred că o să o depănăm pe parcursul emisiunii. La explicații, acum, despre cauze și după aceea cum putem să-i oprim. Vreau să vorbim tot neapărat și despre cum le sunt instrumentate dosarele, ce le se întâmplă după gratii, cum are loc această corecție, ce spun părinții lor, toate așa pe rând. Ei, doamna Otean, dumneavoastră aveți experiență oarecum să vorbiți despre toate lucrurile astea și vreau să ne ziceți cine sunt acești adolescenți, ce prezintă ei, încât ajung să
fie infractori, criminali, de la 10 anișori chiar unii. Haideți să vorbim mai întâi, să spunem ce este o delecvență juvenilă. Da. Este un comportament antisocial care vine din partea unui minor și care are drept consecință lizarea sau negarea tuturor valorilor sociale. Și cauzele, sigur că sunt cele trei cauze. Sunt biologice, psihologice și sociale. Dacă la biologice și psihologice pot să vorbească psihologii și să explice mai bine acest moment, din punct de vedere social, acești copii de fapt vin și comit aceste infracțiuni datorită faptului că trăiesc într-un mediu sărac, datorită faptului că provin din niște familii dezorientate, despre faptul că nimeresc în niște grupuri infracționale, inclusiv cu atragerea de către adulți, infractorii adulți. Uh-huh. Plus de aceasta, uneori școala joacă rolul prin faptul că lasă într-o parte pe acest adolescent care nu frecventează școala la timp. El nu frecventează școala, nu și la lungă. Și nu frecventează cu siguranță, pentru că copiii respectivi nu prea sunt dornici pentru a învăța. Plus de aceasta, dorința acestor copii este, prin sărăcia în care trăiesc, să aibă dorința de a avea. Și iată, atunci de ce ei fără recurg pentru bani. La cazuri de huliganism, la cazul de furturi, de tâlhărie, violare de domiciliu și multe, multe alte infracțiuni pe care mulți din ei nu le cunosc consecințele. Sunt foarte mulți copii de genul ăsta care la prima abatere nu înțeleg care este pericolul jocului în care s-a antrenat. Ei știu antrenat. Ce fac, doamna Utean? Înțeleg? Sunt care fac din bună credință. Sunt cum cei din care bună au credință? Din bună știință. Da. Cei care au un comportament inadecvat și atunci copiii ăștia greu este de a-i aduce pe calea cea bună, pentru că cu ei trebuie să lucreze deja medicii și psihologii. Și sunt copii care nimeresc prin voia sau nevoia situației. Uh-huh. Aici de foarte mult, noi vorbim despre faptul că majoritatea forței de muncă este în afara țării. Pleacă mame, pleacă tați, care lasă copiii în grija bunicilor sau în grija tutorilor. Evident că nu este atenția cuvenită față de copiii respectiv. Evident, copilul care primește un ban din străinătate și îi se dă ca o recompensă din lipsa dragostei de mame, el o poate folosi în altă parte și atunci se formează grupuri care recurg apoi la comiterea unor infracțiuni. În ultimele două săptămâni au fost două cazuri foarte grave despre care am vorbit și în aceste emisiuni. De exemplu, cazul în care un grup de băieți a atacat în centrul Chișinăului pe alți doi, dar i-au bătut măr, zdravăn. Și ce s-a întâmplat a fost foarte grav. Apropo, la Dubăsari, a fost un caz de omor când un băiat a fost lovit foarte crunt de doi prieteni de-ai săi pentru că n-a pus aldămaș. Și după aceea a fost dus la cimitir, pus să sapă groapa, lăsat acolo până dimineața și a murit. A murit la spital. Dar de băta e cruntă, că na, așa s-a întâmplat. Toate astea se întâmplă la o vârstă atât de fragedă. Atât de fragedă. Deci ei sunt niște mici bandiței în societatea noastră, care sunt tot mai mulți. Și ăsta este marele regret și marea spaimă, pentru că și localnicii încep să se teamă. Nu știi de unde apare un mic huligan din ăsta, mic bandițel, și îți sare în cap și îți ia nu numai că banii, dar și te poate rupe măr. Deci vreau să-mi spuneți și dumneavoastră, domnul Busuioc, ce părere aveți față de un fenomen care este fenomen negativ, care este și capătă o tendință negativă tot mai pronunțată în societate. Eu am spus tot timpul despre lucrul ăsta. Primul lucru care stă la baza unei societăți este educația.
Deci undeva copiii ăștia au scăpat niște elemente de educaționale. Este vorba, colega de platou a atins corect, a punctat foarte bine. Este vorba de părinți. Dacă vă uitați la părinții, la ăștia juvenili, da, care, da, care tinerii ăștia care au agresat, să, numai de o curiozitate, să vă uitați dacă maică-sa sau taică-sa este acasă. El, ei nu sunt, ei sunt plecați. Deci da, noi acum trebuie... Ăsta toată... e profilul copiilor abandonați, da, sau care nu sunt crescuți de părinții lor. Sau părinții sunt plecați. Da. Deci noi acum, Republica Moldova, trecem printr-o situație tragică. Asta este efectul migrației? Migrații, da. Asta este, siguranță, în primul rând, este efectul migrației. Educația plus efectul migrației. Și asta înseamnă că se agravează totul, de fapt. Păi, da, din păcate. Uh-huh. Pentru că nu este o coordonare dintre toate serviciile care trebuie să fie, care trebuie să lucreze, da, în, care... în sensul ăsta. Și vă spun eu imediat. Primăria ce are? Noi trebuie să creăm condiții. Da? Lumină stradală trebuie să fie, ca oamenii să nu steam în noaptea să meargă. La școală, la grădiniță, noi trebuie să creăm condiții, pentru că totuși, până la urmă, băt apredileați saznanii, adică mediul influențează asupra conștiinței. Da. Și noi creăm lucrurile astea. La primar deseori vine foaie de la directoarea de școală. Domnule primar, avem abandon în școală. Eu încerc, noi numai decât coordonăm cu poliția. Primăria coordonează cu poliția locală. Poliția locală ce poate să-i facă lui? Maică să nu-i pe loc? Sau dacă este, vai de capul ei, pentru că până la urmă, înțelegeți, mai sunt și familiile este socialmente vulnerabile, că asta e a doua parte care-s plecat și este a doua parte care aici intervin socialmente vulnerabili. Da. Da. Asistența socială, iarăși. Da. Da? Poliția, deci, asistența socială. Și patru pârghii în total. Și când nu este coordonare între dânsii, între, da, aceste servicii, e ca și iese rezultatul deci ăsta. Deci noi avem patru pârghii, patru linii instituționale. Astăzi este vreo legătură între cele patru, astfel încât micul bandițel să se oprească și să nu săvârșească nimic? Vedeți cum, micul bandițel, cum îi mai zicem și noi aici în platou, el, până la urmă, el, vedeți că are niște drepturi. Și nu știu, eu deseori mă uit, drepturile câteodată sunt într-atâta de protejate și apărate, încât el deja, chiar la vârsta asta mică, fragedă a lui, 14, da, ani, nu mai este el chiar cine. Dar el deja știe că tu, oricum, polițistul, tu nu, da, ai să-i faci nimic mie. Dar nu mai o clipă. Și el înțelege lucrurile astea și din punctul ăsta de vedere, el chiar câteodată, noi am asistat chiar la discuții între unul copil de ăsta, da, și polițistul de sector. Și copilul care spune că eu am drepturi. Acum, da, uitați-vă un lucru. Deci copilul știe că el are drepturi, dar el știe că este și lege. Așa. Pentru că este pe de o parte o chestiune pentru și cu care el se acoperă. Eu am niște drepturi, n-ai dreptul să mă bat, să mă atingi, da, să, da, mă, da, nu știu, da, ce, da, însă, da, da, dar el în schimb nu-și asumă anumite obligațiuni de comportament în societate elementare. Vorbim acum așa de școală. În școală, înțelegeți cum? Da. Grădinița și școala, de fapt, sunt niște elemente chei de formare a societății. Se pune baza, da, educațională. Acolo se pune la grădiniță și aici la școală. Deci aici este... Cu cei 7 ani de acasă, împreună, da, luați. Păi acum am avut... Nu ne putem niciuna, deci nici alta. Astea sunt, da, elementele chei, dar totuși până la urmă totul pornește de la cei 7 ani de acasă. Deci aici iar revenim înapoi de unde am pornit. Părinții nu sunt acasă sau chiar dacă este cineva, este dintr-o familie socialmente vulnerabilă. Și aici se începe toată... Înțelegeți? Noi mergem cam așa pe un circuit închis undeva, el trebuie să-l rupim, circuitul ăsta. Dar dumneavoastră ați spus unde? Da, eu l-am spus unde, ați, da, răspuns. Comunicarea dintre, deci, toate serviciile, exact, astea care sunt... Dacă din păcate, la nivel local, tot merge ca lumea. La nivel local, de exemplu, primăria, instituția școlară, da, liceul, pe acolo unde trebuie poliția, da, foarte crunt așa să se implice și plus asistentul, da, social unde trebuie, nu, da, poate, împreună, nu poate, exact, poliția să... pârghiile pe care le are să le aplice. Nu. Da, împreună, toate patru. Așa. Că ceea ce spuneați dumneavoastră, se rupe lanțul ăsta și, da, acolo unde se rupe, băiatul ăsta pur și simplu capătă în libertate și e lăsat să facă orice își dorește, mai făcut... ales dacă este ghidat de cineva mai matur. A făcut o încălcare, nu-i spunem infracțiuni, spunem o încălcare, încălcare cât de mică. Și el nu, măcar n-a fost obrăzat, să zicem, de cineva, nu mai, da, spunem pedepsit. Vorbim ca așa, în termeni mai părintești, obrăzat dacă nu a fost, fiți sigur,
Dar absolut sigură că el numai decât pornește și la a doilea. Vă spun și mai mult. Deci dacă astăzi a fost o infracțiune minoră, la anul maximum va săvârși un omor. Și cifrele arată recidive. Din păcate. Doamna Otean, se întâmplă... Bun, nu e procentul foarte mare, dar oricum, de exemplu, în acest an e vorba deja de cel puțin 33-35 de copii care au recidivat, adică au comis repetat infracțiuni. Și cel mai interesant este că au fost de o gravitate mai mare decât ceea ce au săvârșit ei data precedentă. E foarte clar că acest copil deja a călcat strâmb odată, a mai călcat de două ori și nu este exclus că atunci când iese, săvârșește și a treia și a patra oară și săvârșește tot mai grav și de grav. Și de ei deja începem să ne temem, să ne punem cel puțin întrebarea, oare ce se va întâmpla în această societate mai departe? Ce e acolo cu corecția? Cum ei pot fi educați, reeducați și așa mai departe ca să nu mai facă grozăviile astea? Vorbim de copii care cu vârsta începătoare de la 12 ani. 12 ani nu cad sub incidența legii penale. În condițiile astea, haideți să ne facem un exercițiu. Deci acest copil comite o infracțiune, un huliganism. Este adus la poliție, cu el se vorbește, dar vreau să spun aici despre lipsa, totuși, eu sunt pentru reforme, dar reformele care vin în beneficiul societății, ori secțiile lucrul cu minorii, de cândva, aduceau un plus valoare poliției, din considerentul că orice minor de la vârsta de 10 ani era luat la evidență dacă comitea careva încălcări. Cu el se vorbea, asupra dânsului se ducea un control. Deci se știa la școală despre el, frecvența la școală era destul de bine monitorizată și polițistul împreună cu familia și cu școala, într-un fel, puteau cumva să influențeze soarta acestui minor. Din aceste trei componente, la moment, poate lipsi părintele, școala, deci orice profesor este bucuros de faptul că copilul care strică lecțiile, care vine și este, provoacă careva, eu știu, acolo acte de huliganism în timpul lecțiilor, este fericită când nu vine la școală, din considerentul că lecția poate să meargă, să decurgă normal. Și rămâne rolul polițistului, care, din nou, lipsa de cadre în cadrul Ministerului de Interne la moment este sub nivelul crizei. Sunt o mulțime de funcții vacante. Polițiștii nu sunt motivați pentru a activa în condițiile în care salariul este cel care este. În cazul în care este libertatea de a-ți căuta un loc de muncă în străinătate. Deci pentru... sistemul e într-așa o mare criză, sistemul că nu există este o motivație ca să de fie stăpânită toate în general celelalte societate. Domenii. Am sigur înțeles? Că da. Și în condițiile respective, acest de 12 ani, nefiind scos din mediu, pentru că el este chemat la polițist, dar seara, dacă face parte dintr-o familie dezordonată, el se duce înapoi în familie. Și dacă îi se spune că ai furat astăzi și nu te-au prins și mâine fură mai departe și poi mâine... Deci noi avem la moment sate care tremură noaptea de frica infractorilor tineri. Da. Și asta este deja constatat și nu în fapt s-a arătat, s-a demonstrat la televiziune despre aceste lucruri. Deci aici e grav. Și sigur acești tineri din infracțiune în infracțiune o comit mai... Tot mai grav și mai gravă și mai gravă până ajung în penitenciare. Și e justificată această frică, temerea localnicilor față de acești sunt comune unde mici infractori? Sunt comune unde da. Pentru că este foarte... E bine când acolo lucrează un polițist de sector, un primar responsabil, un staff al primăriei cât de cât, care... Și știți, acum sunt o mulțime de proiecte bune organizate de către poliție și supravecherea în vecinătate și bunicii grijuliu și se perindă alte activități. Dar implicarea este foarte important ca implicarea să fie pe bune. Nu să fie doar de dragul fotografierii și punerea pe
pe rețele, un panou, da. Da, sau da. Pe gard. De exemplu, spuneți-mi, vă rog, în momentul în care există acest proiect, supraveghere de vecinătate, nu este suficient ca panoul acela să fie agățat nu undeva pe un pilon? Sigur că nu e. Dar e nevoie să fie de, da, rolul o comunicare, este antrenarea ceva, comunității, în siguranța localității. Acum, bunăstării dacă dânșilor. Astăzi are interes societatea, comunitatea să se implice, o poate face, are curajul, că aici e foarte important acest lucru. Ziceți dumneavoastră, noi avem astăzi sate întregi care se tem de niște băieței mici criminali. Da. Satul se teme de ei și credeți că are curajul cineva din sat să se ridice împotriva celor 5-7 prăpădiți de mititei care fură nu numai găinușe, dar încearcă să bată și o bătrânică ca să ia pensia, domnul Busuioc? Da, din ce în ce mai mult primarii merg și la niște aplicarea unor tehnologii avansate pentru a curma infracționalitatea în sat. Chiar eu aici, eu am 4 camere, 5 camere în sat. Eu orice colț al luminii aș fi, pac, mă uit și văd toate astea. S-a săvârșit ceva, imediat, poliția, pac, te uiți la ora cutare până la ora cutare. Înțelegeți? Deci până la urmă să știți că tehnologia asta avansată, aici este, cum îi zice, este loc de lucruri mult mai bune. Și e că aici programele de monitorizare. Bine, în limita bunului simț, ca să nu trecem, să nu, știți, asta, da. Persoana, să nu trecem la, mă rog, la niște lucruri de astea. Dar nu, ne referim la ordine publică. Așa, ne referim la ordinea publică. Deci dacă sunt, eu am în toate părțile cardinale ale satului, eu am camere. Eu știu ce mașină a intrat, eu știu ce mașină a ieșit din toate părțile astea. Mai este și în centrul satului și de acum primarii care știu, de obicei să știi cam pe unde să adună băieței ăștia, de obicei sunt puse camere. Mulți primari deja vor merge, mai ales eu cred ăștia primarii care au venit acum în mandatele astea, ei înțeleg că avansarea în tehnologii informaționale este un lucru extraordinar. Și tu, într-adevăr, atunci poți deja mai repede să depistezi lucrurile astea, pentru că în sat, cum ați spus dumneavoastră, este frica de niște băieței, de ăștia care da. Noaptea vin și dacă tu ai spus ceva și mai ales o bătrânică, vai de capul ei. Da, de asta și-am zis, și bătrânica aia, dacă ușor, știi că, și iau pensia. Acuși vin băieții ăștia și eu spus că mătușă, dacă acolo eu ferească Dumnezeu și să fac, mătușa e frică, sigur. Da. Dar este camera. Mă înțelegeți? Sunt niște lucruri care... Și acolo se vede cine. Și nu mai trebuie bătrânica să... E numai, poate numai spune așa încet, ori, măi, spuneți la polițist că iată, eu venit asarșă. Și gata, imediat camerele îl găsești, băiețește. Adică depistarea infracțiunii la fragiți. Eu da. Vorbiți de aceste fragiți și ei, când sunt depistați, acolo deja legislația trebuie să intre în vigoare. Aici nu mai este primarul ăsta, depășește atribuțiile primarului. Sunt de acum organe speciale care, mă rog, poliția, nu știu, dacă e un caz care mai, e în criză. Caz mai grar, nu, chiar poliția și e în criză acum și a spus și doamna Oteanu, a confirmat nu, lucrul ăsta. Să vă spun un lucru, eu chiar vreau să... E grav. Eu chiar poliția vreau nu poate să lucreze, nu este motivată să poliția protejeze. Eu nu știu, dumneavoastră poate sunteți polițist, eu nu sunt polițist, dar eu chiar vreau să vă spun că eu țin cu băieții ăștia care mai ales vorbesc. Sectoriști, inspectori de sector. Am lucrat cu dânsii 12 ani umăr la umăr. Așa. Și cu băieții ăștia eu știu cum da, să lucrează. Uh-huh. Și băieții ăștia, într-adevăr, iau și un salariu, cred că cel mai mic. Uh-huh. Și dacă vă uitați la salariul la unul de ăsta, care, sectorist, care umblă pe toate drumurile, pe toate dealurile, după toți infractorii, și unul de pe aici, la Chișinău, care șede într-un birou undeva călduț și primește ăsta, primește de vreo 4 ori mai mult decât acela. Deci, mi-am pare rău. Da, da, aici trebuie să fie și echilibrat. Sectoristul băiatul despre care dumneavoastră vorbiți, ca sectoristul ăsta, așa îl numiți, da? Polițistul de sector. El fuge după 5 băieți și șpanade asta pe care noi o numim așa, da? Ca să-i prindă și să-i oprească să nu mai comită nimic, nicio infracțiune, niciun jaf, îi monitorizează în vreun fel, face ceva să-i oprească? Știți cum? Și iar am să vin în apărarea lor. El e unul singur. Da, asta e marea problemă. Și câteodată el e unul singur la vreo două, trei comune.
Nu vorbim de Chișinău, noi vorbim acum de mediul rural. Păi asta e criza despre care vorbim. Ca să te duci tu de aici până acolo, de acolo până dincolo, ție îți trebuie o unitate de transport. Tu trebuie să ai motorină, trebuie să ai benzină. Fizic nu reușește, gata. Și el, băiatul, nu, simplu, nu le dovedește fizic toate. Fizic nu reușește, de atâta zic, aici sunt de acord că cadrele rezolvă tot, mai ales la capitolul poliție, dar stoparea, foarte mult stoparea infracționalității, într-o mare măsură, este mai ales în mediul rural. Eu vorbesc acum de mediul rural, că orașul nu prea îl cunosc bine, dar mediul rural sunt camerele de luat vedere. Primul și a doilea, coordonarea totală cu polițistul de sector, cu asistentul social din primărie, și cu școala, cu directorul sub camere de luat vederi, la Chișinău au fost bătuți doi de către alți vreo 7. Și iată, asta s-a întâmplat în centrul capitalei, domnul Busuioc. Da, problema este că... Ce să mai vorbim? Da, educația. Aici m-ați bătut, doamna Ursalovski, m-ați bătut, dar vă zic alta. Dacă nu erau camerele celea... Da? Atunci? Nici dumneavoastră, nici eu, nici nimeni nu era să știe. Pentru că aici nu se cunoaște omul, nu-l știe, că-i Vasilică, că-i Petrică. O venit, l-o bătut, l-o lăsat jos și-o plecat. Camerele au arătat. Deci, ca să știți, dacă astăzi au fost depistați, că îmi pare că au fost depistați acei șase. Au fost depistați, dar problema e în dosarul care acum este pe... Datorită cui? Datorită camerelor. Așa! Bingo! Slavă tehnologiilor! Păi, deci, dacă îmi permiteți... Dar este un element care mai departe, băieții ăștia, eu sunt sigur că iar să-și muște mâinile după asta. Băieții ăștia 6. Da. Eu sunt sigur. Da. Dar problema este că... Adică ar fi fost o problemă dacă nu erau camere luat vedere. Da, bun, ok. Îi vedem, îi monitorizăm, înțelegem cine sunt ei, poliția îi depistează. Mai departe, ce se întâmplă? Ce e cu dosarele acelea? Poate doamna Otean ne lămurește. Ce se întâmplă cu ei? Dar mai întâi îmi permiteți să fac un advocatist pentru polițiști. Da? În calitatea mea de președinte a Sindicatului Demnitatea a Polițiștilor, vreau să vă spun următoarele. Polițiștii sunt chiar o profesie, o breaslă care muncește foarte mult în domeniul contracarării, apărării ordinii publice și contracarării infracțiunilor. Și ca cetățenii noștri să doarmă liniștit acasă. Dar am mai spus și mai spun faptul că la moment funcțiile vacante deja depășesc limita critică și în poliție nu ajung cadre, este un lucru constatat. Și nu e de vină conducătorii actuali, sunt pur și simplu motivația acestei profesii la moment e în criză, deoarece salarizarea, și dumneavoastră ați spus corect de faptul, numai că vreau să spun că salarizarea și celor din teritoriu și celor din oraș este foarte mică. Este sub mediul pe economie, preconizată pentru anul de referință. Acum, vreau să răspundem la întrebare, care a rămas doar un minut. Cum sunt instrumentate aceste cazuri? Deci, dacă polițiștii sunt duse până la capăt, pentru că polițistul de sector se mișcă ca un merc, îndrăznesc așa să zic, pentru că nu are capacitatea fizică, cum spune domnul Busuioc, atât în Chișinău cât și în sunt sate. Sunt supraobosiți sau supra-solicitați de mulțimea de infracțiuni comise și ei muncesc non-stop. După aceea, ce se justiția, întâmplă? Deci, din condițiile în care este înaintată învinuirea, acești minori sunt dați pe mâna justiției și justiția stabilește. Sau îi se acordă și sunt trimiși la probațiune. Da? Deci sunt condamnați condițional sau la munci nerenumerate sau altă formă sau pleacă în penitenciar cei care săvârșesc infracțiuni grave și deosebit de grave. Sigur, dar vreau să vă zic ceva. Mulți copii din genul respectiv văd prima dată cerșafuri albe, anume în izolatoarele de detenție. Și mănâncă mai bine decât acasă. Și mănâncă mai bine. Și asta este problema. Problema sărăciei și problema lipsei educației.
Încheiem aici emisiunea. Cam trist așa, dar nu avem cum pe note pozitive să vorbim despre această problemă. Sperăm foarte mult că măcar în vreun fel am adus și principalele mesaje către părinți, către instituțiile responsabile. Mulțumesc ambilor pentru participarea din această emisiune. Doamnelor, domnilor, nu pierdeți mai departe. La ora 17, știrile la fix, ca de obicei, Stella Bodiu va aduce jurnalul principal al zilei. Numai bine, o seară frumoasă!